Mă duc părinții, o să spun o rugăciune și pe urmă consilierii o să depună jurământul, pe urmă eu ca primar o să depun tot jurământul. Vă mulțumesc de prezență, doamna deputată Mirela Dumitei, domnul suprafect Cristi Șolovan, bine ați venit, doamna deputată Mirela Mariana. Vistierul bunătăților de totule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miliește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Domnului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face. Fiva lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte greșalele voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșalele voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rogurile lui Dumnezeu, prezența astăzi aici, dă-lor, Doamne, sănătate, lungime de zile și păzește într-un mulți ani, mulți ani să trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mă opunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Vatra Dornei și punctul 2, depunerea jurământului de către primar. Doamna secretar general al Comunei, să prezinte încheierile pronunțate de instanță, prin care sunt
validate mandatele consilierilor locali declarați aleși. Fața mesei special amenajată, pe care se află un exemplar din Constituția României și din Biblie. Domnul Bogdan Petru, consilier local al Consiliului Local Doarna Cantrenilor, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune Doarna Cantrenilor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Andreea Nadia Alina, consilier local al Consiliului Local Doarna Cantrenilor, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 59 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Doarna Cantrenilor. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnatul Ivan Ion, consilier local al Consiliului Local Doarna Cantrenilor, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările directe, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în putere și priceperea mea pentru binele comunei Doarna Cantrenilor. Așa să mă ajute Dumnezeu. Subsemnatul Popescu Victor, consilier local al Consiliului Local Doarna Cantrenilor, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Doarna Cantrenilor. Așa să ne ajute. Mihaela, consilier local al Consiliului Local Doarna Cantrenilor, în conformitate cu prevederile articolului 117 Ordonanță de Urgență a Guvernului numărul 57 per 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Doarna Cantrenilor, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim
Natul Todașcu Vasile, consilier local al Consiliului Local Doamna Candrenilor, în conformitate cu prevederea articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, primind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului comunului Doamna Candrenilor. Așa să mă ajute Dumnezeu. În 2024, instanța a dispus. Admite cererea formulată de petentul Biroului Electoral de Circumscripție numărul 44 Doamna Candrenilor, județul Suceava. Validează mandatul pentru funcția de primar al comunei Doamna Candrenilor, obținut de domnul Candra Dănuț, născut la data de 7 august 1967, în localitatea Doamna Candrenilor, județul Suceava, domiciliat în comuna Doamna Candrenilor, sat Poiana Negri, numărul 545, județul Suceava, candidat din partea Partidului Social Democrat. Primar al comunei Doamna Candrenilor, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare. Depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Doamna Candrenilor. Așa să ne ajute Dumnezeu! Am avut pandemie și atunci am făcut multe investiții. În următorii ani, din 2022 până în 2024, am devenit pe harta României cu stațiunea balneoclimaterică dintre cei mai puternici din România. Mulțumim la Bunul Dumnezeu, mulțumim Consiliului Local care a fost alături de mine. Vă doresc, dragi consilieri, indiferent de culoare politică, să fim uniți și pentru cetățenii comunii Doamna Candrenilor, așa cum am spus în jurământ, pentru că cetățenii ne-au votat și noi trebuie să dăm totul pentru ei. Comuna este o comună foarte frumoasă, suntem aproape de Vatra Dornei, acum și cu stațiunea care am redeschis-o, cum v-am zis, suntem pe harta României, cu stațiunea balneară. Mulțumim domnului, doamnei deputat Mirela Dumnezei, actual și viitor. Mulțumim domnului subprefect Cristi Șologlon, azi venit. Mulțumim domnului Boca Roman de la Doamna Medical. Mulțumim domnului Răi, Curei. Mulțumim părinților de la 12 apostol. Mulțumim și la Sfântul Ilie. Mulțumim părintelui Gabriel și urez la mulți ani că ieri a fost ziua lui. Dragilor, în următorul mandat, seriozitate, muncă, 4 ani de zile trec repede. Trebuie să se vadă rezultate. Avem multe proiecte în curs de derulare pe Angel Saline, avem pe PNRR, o să fie investiții mari în școli. Aici două școli, una prin CNI, una prin care trebuie să semnăm contractul prin PNRR. La Liceul Tehnologic avem un proiect prin POR. Avem drumuri de asfaltat foarte multe. O să facem și extindere de canalizare. Ajutăm și bisericile, pentru că datorită bisericilor și mănăstirilor care le-am refăcut, biserici, praznicar, case mortuare, și Dumnezeu a fost alături de noi. Vă mulțumesc tare mult! Am avut puțin emoții, trebuie să recunosc, am crezut că o să am a treilea mandat, dar sunt firești. Doamna deputată Mirela Dumnezeu, vă mulțumesc tare mult! Despre
despre domnul primar al dumneavoastră ce pot să spun. Când ne mândrim cu el. Și vă spun sincer că, indiferent în ce localitate am fost aici în bazinul Dornelor, de fiecare dată când trebuia să mă laud, o făceam cu primarul de la Dorna Candrenilor, pentru că, într-adevăr, aveam cu ce să mă laud. N-am spus niciodată domnul primar pe 1 iunie, când am inaugurat stațiunea și a venit la acel eveniment ministrul economiei, domnul Oprea, nu-i venea să creadă că ați reușit să faceți o asemenea investiții doar din bugetul local. N-a trecut multă vreme și ne-ați chemat la sfințirea bisericuții din Val. O altă investiție frumoasă și de fiecare dată când vin încoace spre Dorna Candrenilor, cu ăștia încolo, când apare biserica asta, atât de frumoasă, o biserică de munte, curată, într-un peisaj de munte extraordinar, este așa reprezentativ, dacă vreți, pentru un loc sfânt binecuvântat și mă bucur că preacucernicii părinți sunt astăzi aici alături de noi, pentru că binecuvântarea dumneavoastră este absolut necesară. E altceva când pornești la drum cu o binecuvântare și sunt convinsă că prezența dumneavoastră confirmă tot mai bună colaborare pe care o aveți cu primarul comunei. E un început nou, a treia oară. Se spune că prima oară când te aleg oamenii, fac o încercare. La al doilea mandat îți mai dau o șansă. Dar când se leagă și al treilea mandat, este deja o confirmare a calității managementului pe care îl aduce în acea localitate un domn primar. Eu vă felicit, vă urez mult succes în noua provocare pe care o aveți. Uimiți-ne, ca și până acum. Este un lucru extraordinar de important. Să știți că și pe mine mă întreabă, fiindcă sunt cu afacerile în multe județe și îmi spun oameni din alte părți că voi merge la stațiunea aia de lângă Vatra Dornei, care este extraordinar de frumoasă, bine organizată, bine gândită și bine administrată. Este un lucru extraordinar de important. Vă rog, domnul primar, să o țineți tot așa, da? Să faceți lucruri împreună cu toți consilierii, așa cum spuneați dumneavoastră, indiferent de culoarea politică, fiindcă prin alegerea dumneavoastră, cetățenii din municipiu, din comuna Dorna Candrenilor, v-au dat un mandat pentru a le reprezenta interesele. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții, să fie pace în lume, să ne dăm la treabă, că avem treabă de făcut și nu o să găsim la Dorna Candrenilor, că o să vedeți minuni, dar cu ajutorul Dumnezeu și să fim cu toții sănătoși. Doamne!